în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu ajutorul lui Dumnezeu voi da citire din Urmarea lui Hristos, cartea a treia, capitolul 21. Mai presus de toate bunurile și darurile, odihna sufletului stă întru Dumnezeu. Mai presus de toate și întru toate, suflete al meu, totdeauna te vei odihni întru Domnul, fiindcă El însuși este odihna veșnică a sfinților. Învrednicește-mă, prea dulce și prea iubite Iisus, să mă odihnesc întru tine mai mult decât în orice făptură, mai mult decât în sănătate și frumusețe, mai mult decât în orice mărire și cinste, mai mult decât în toată puterea și rangul, mai mult decât toată știința și ascuțimea minții, mai mult decât toate bogățiile și meșteșugurile, mai mult decât orice bucurie și veselie, mai mult decât orice faimă și laudă, mai mult decât orice plăcere și mângâiere, mai mult decât orice nădejde și făgăduială, de orice vrednicie și dorință, mai presus decât toate darurile și răsplătirile pe care Tu poți să le dai și să le reverși peste noi, mai presus de orice mulțumire și desfătare pe care o poate pricepe și simți mintea, în sfârșit mai presus de îngeri și arhangeli și decât toată oasea cerului, mai presus de toate cele văzute și nevăzute, mai presus de tot ce nu ești, mai presus de tot ce nu ești tu, Dumnezeul meu. Căci tu, Doamne, Dumnezeul meu, mai presus de toate ești nesfârșit de bun. Numai tu ești prea înalt, numai tu ești prea puternic, numai tu ești prea îndesulat și întru totul plin. Numai Tu ești prea dulce și atot mângâietor, prea frumos și prea iubitor. Numai Tu ești prea strălucit, prea mărit, peste toate, întru Tine sunt, au fost și vor fi adunate la un loc în chip de săvârșit toate bunurile. Drept aceea, orice îmi vei da în afară de Tine însuți, orice îmi vei descoperi sau făgădui, dacă nu Te văd și nu Te primesc pe Tine însuți, ești prea puțin și neîndesulător. Pentru că, într-adevăr, inima mea nu se poate odihni și nu se poate liniști întru totul, decât numai întru tine, trecând peste orice, dar și peste orice făptură. O, prea iubite mire Iisuse Hristoase, prea curat iubitor, stăpânitor a toată făptura, cine îmi va da oare aripile adevărate slobozenii ca să zbor și să mă odihnesc la tine? Când mi se va da să fiu întru totul slobod și să văd cât de dulce ești tu, Doamne, Dumnezeu meu? Când mă voi face una cu tine în așa fel încât pentru dragostea față de tine să nu mă mai simt pe mine, ci numai pe tine mai presus de toată și simțirea și măsura așa cum nu știe nimeni? Acum însă, adeseori suspin și îmi port cu durere nenorocirea mea, căci în valea aceasta a plângerilor am întâmpinat multe rele care adeseori mă tulbură, mă necăjesc și mă întunecă, mă încurcă neîncetat și mă țin locului, mă înșală și mă prind ca să n-am calea deschisă către tine și să nu mă bucur de plăcutele tale îmbrățișări, alături totdeauna de sufletele fericite. Suspinul meu și marea jale de pe pământ, să te înduplece, o Iisuse, strălucirea măreției veșnice, mângâietorul sufletului rătăcit. În fața ta, gura mea rămâne fără glas, dar tăcerea mea îți vorbește. Cât încă va mai zăbovi Domnul meu până să vină? Să vină la mine săracul său rob și să mă înveselească. Tindă mâna sa și să mă smulgă pe mine nefericitul din toată strântorarea. Vino, vino, fiindcă fără tine nu am nicio zi, niciun ceas de bucurie, căci tu ești bucuria mea și fără de tine masa mea e goală. Sărman sunt
ca un întemnițat legat în cătușe, până ce, prin lumina venirii tale la mine, mă vei împuternici, îmi vei da slobozenie și îmi vei arăta fața ta prietenoasă. Să caute alții, altceva în locul tău, să caute tot ce le va fi plăcer, tot ce le va plăcea, mie însă nimic nu-mi place și nu-mi va plăcea, afară de tine, Dumnezeu meu, nădejdea mea și mântuirea veșnică. Nu voi tăcea și nici nu voi înceta să te rog până ce harul tău se va întoarce, iar tu îmi vei vorbi în lăuntul meu. Iată, sunt de față, am venit la tine fiindcă m-ai chemat 1 Regi 3:9. Lacrimile tale și dorința sufletului tău, smerenia și înfrângerea inimii tale m-au înduplecat și m-au adus la tine. Și eu am zis, Doamne, te-am chemat și am dorit să mă bucur de tine și sunt gata să mă lepăd de toate pentru tine. Tu cel dintâi m-ai îndemnat să te caut. Drept aceea, fii binecuvântat, Doamne, că ai arătat această bunătate cu robul tău după mulțimea milostivirii tale. Ce-ar mai avea de spus robul tău înaintea ta decât numai să se smerească în fața ta, aducându-ți aminte totdeauna de nedreptatea și nimicnicia sa? Căci nimeni nu este asemenea ție în toate cele minunate ale cerului și ale pământului. Lucrurile tale sunt întru totul desăvârșite, judecățile drepte, iar purtarea ta de grijă cârmuiește toate. Drept aceea, laudă și mărire o înțelepciunea Tatălui. Să te laude și să te binecuvinteze gura mea, inima mea, împreună cu toată făptura. Capitolul 22. Adu-ți aminte de nenumăratele binefaceri ale lui Dumnezeu. Deschide, Doamne, inima mea pentru legea ta și învață-mă să umblu după poruncile tale. Fă-mă să înțeleg voia ta și să-mi aduc aminte cu mare grijă și cu mare băgare de seamă de toate binefacerile tale, atât de cele obștești, cât și de cele pentru mine în parte, ca de aici înainte să mă vrednicesc ca să mulțumi cum se cuvine. Știu cu adevărat și mărturisesc că-și nici pentru cel mai mic dar, eu nu sunt în stare să-ți mulțumesc cum trebuie. Eu sunt prea mic față de bunătățile ce mi-ai pus înainte și când gândesc la măreția ta, mintea mea se pierde în fața măririi tale. Tot ce avem în suflet și în trup, în afară sau înăuntru, în chip firesc sau mai presus de fire, toate sunt binefacerile tale și toate te arată pe tine ca pe un binefăcător îndurat și plin de bunătate, de la care am primit toate cele bune. Iar dacă unul a primit mai mult, iar altul mai puțin, totuși, ale tale sunt toate și fără tine nu se poate căpăta nici cel mai mic bun. Cel care a primit daruri mai mari nu se poate lăuda de voi isprava sa și nici nu se poate înălța peste alții și nici să-și bată joc de cei ce au primit puțin, fiindcă acela e mai mare și mai bun, care se socotește nevrednic și care este mai smerit și mai evlavios în mulțumirile sale. Iar cel ce socotește că este mai prejos decât toți și se crede mai nevrednic, acela este cu adevărat mai potrivit să primească darurile cele mari. Cel care a primit mai puține bunuri nu trebuie să fie mâhnit și nici să fie supărat, ori să prizmuiască pe cel mai avut, ci mai degrabă să privească spre tine și să preamărească dărnicia ta, care vergi darurile tale atât de îmbelciugat, fără nicio plată de bunăvoie și fără să cauți la fața oamenilor. Toate pornesc de la tine. Drept aceea, tu trebuie să fii lăudat întru toate. Tu știi să dai fiecăruia ceea ce este de folos și pentru ce unul are mai puțin și altul mai mult, nu este dat nouă să facem această deosebire, ci numai ție care hotărești cărnicia fiecăruia.
Pentru aceea, Doamne Dumnezeule, eu socotesc că mi-ai făcut un mare bine, că nu am multe bunuri din care se iese din afară și după socotința oamenilor, laudă și mărire. Astfel, cineva gândindu-se la sărăcia și la puținul preț al ființei sale, nu numai că nu se cuvine să simtă o greutate sau tristețe, o descurajare, ci mai vârtos o mângâiere și o mare bucurie, fiindcă tu, Dumnezeule, ți-ai ales ca prietenii, ca prieteni și slujitori pe cei săraci și umili și disprețuiți de lumea aceasta. Mărturii sunt înșiși apostolii tăi, pe care i-ai pus mai mari peste tot pământul și totuși au petrecut în lume fără nicio tânguire, așa smeriți și nevinovați, fără pic de răutate și viclenie, încât se bucurau să sufere ocări pentru numele tău. Faptele Apostolilor 5:41. Și îmbrățișau cu mare drag lucruri de care lumea se îngrozea. Drept aceea, nimic nu trebuie să bucure pe cel ce te iubește pe tine și pe cel ce cunoaște binefacerile tale, fără numai împlinirea întru el a voii tale și a orânduielii tale veșnice. De aceea trebuie să fie atât de mulțumit și de mângâiat încât el să dorească bucuros să fie cel mai mic, așa cum altul dorește să fie cel mai mare, și astfel să fie împăcat cu cel mai din urmă loc ca și cu cel din tâi, tot așa de bucuros când e disprețuit și neluat în seamă și fără nume și faimă, ca și cum ar fi mai cinstit și mai mare decât ceilalți din lume. Căci voia ta și iubirea măririi tale trebuie să covârșească pe toate și acestea trebuie să-i mângâie și să-i placă mai mult decât orice binefacere ce a primit sau pe care o va primi. Capitolul 23. Patru lucruri care aduc multă pace sufletului. Fiul meu, acum te voi învăța calea păcii și a unei adevărate slobozenii. Fă, Doamne, precum grăiești, fiindcă îmi place să ascult aceasta. Nevoiește-te, fiule, să faci mai degrabă voia altuia decât voia ta. Alege totdeauna ce este mai puțin decât ceea ce este mai mult. Caută mereu locul cel mai de jos și fii supus tuturor. Să dorești totdeauna și să te rogi ca să se împlinească întru tine în chip desăvârșit voia lui Dumnezeu. Iată un asemenea om intră în împărăția păcii și a liniștei. Doamne, această scurtă învățătură cuprinde în sine multă desăvârșire. Ea are puține cuvinte, dar e plină de înțeles și bogată în roade. Dacă aș putea să o păzesc cu credință, n-ar trebui să se nască în mine așa de ușor nicio tulburare. Căci ori de câte ori mă simt strâmtorat și împovărat, iau seama că m-am îndepărtat de această învățătură. Dar tu care poți toate și care dorești totdeauna desăvârșirea sufletului, mărește întru mine harul tău ca să pot împlini învățătura ta și să se săvârșească mântuirea mea. Rugăciune împotriva gândurilor rele. Doamne Dumnezeu meu, nu te depărta de la mine, Dumnezeul meu, ia aminte, spaștorul meu, căci s-au stârnit întru mine tot soiul de gânduri și groază mare s-a năpustit peste sufletul meu. Cum voi trece prin ele nevătămat, cum le voi înfrânge. Eu voi merge înaintea ta, zice Domnul, și voi umili pe falnicii pământului. Deschide voi porțile temniței și îți voi descoperi tainele cele ascunse. Fă, Doamne, precum grăiești și să piară de la fața ta toate gândurile rele. Nădejdea și singura mea mângâiere este ca în orice necaz să alerg la tine și să mă încredințez ție, să te chem din adâncul inimii și să aștept cu răbdare mângâierea ta. Rugăciune pentru luminarea minții. Luminează-mă, bunule Iisuse, cu lumina făcliei lăuntrice și îndepărtează din locașul inimii mele tot întunericul. Înfrânează multele gânduri pribege
și nimicește ispitele care se depusesc cu putere asupra mea. Luptă-te, vitejește pentru mine și zdrobește fiarele veninoase, adică poftele ademenitoare, ca să se facă pace și puterea ta și ca să se facă pace prin puterea ta și să răsune prisosul laudei tale în locul cel sfânt, adică în cugetul curat. Poruncește vânturilor și furtunilor, zi mării, liniștește-te, iar vântului de la amiază noapte nu mai sufla și va fi liniște mare. Trimite lumina ta și adevărul tău ca ele să lumineze deasupra pământului, căci eu sunt un pământ de șerci și gol, până ce mă vei lumina tu. Varsă harul tău peste mine, toarnă roua cerească în inima mea, trimite apele evlaviei să ude fața pământului ca să rodească roadă bună și prea bună. Ridică mintea covârșită de povara păcatelor și îndreaptă toate dorințele mele spre cele cerești, pentru ca, gustând din dulceața fericirii de sus, să-mi fie urât să mă gândesc la cele pământești. Smulge-mă și mă scapă de orice mângâiere trecătoare a făpturilor pământești, fiindcă nicio creatură nu este în stare să-mi liniștească pe deplin dorul meu și să mă mângâie. Leagă-mă de tine cu legătura cea nesicată a iubirii. Căci numai tu îndestulezi pe cel ce te iubește și fără de tine toate sunt zadarnice. Capitolul 24. Nu cerceta faptele altuia. Fiul meu, nu fi dornic să afli ceva despre altul și nu te împovăra cu griji deșarte. De ce te îngrijești de acesta sau de celălalt? Tu urmează-mă pe mine, Ioan 21-22. Ce-ți pasă dacă acela este așa sau un alt fel? Sau dacă acesta de aici face sau vorbește așa și așa? Nu ești tu dator să răspunzi pentru alții, dar pentru tine însuți vei da seama. Așadar, pentru ce te ameseci între ale altora? Iată, eu îi cunosc pe toți și văd toate câte se petrec sub soare și știu ce este înăuntrul fiecăruia, ce gândește, ce voiește și încotro îl duce gândul lui. Drept aceea, toate trebuie lăsate în voia mea, iar tu păstrează-te întru totul în pace și lasă pe cel ce se zbuciumă să se zbuciume cât va voi. Veni va peste el tot ce face și tot ce vorbește, fiindcă pe mine nu mă poate înșela. Nu te îngriji de umbra unui nume mare, nici de prietenia cu mulți, și nici de o deosebită iubire a oamenilor, căci acestea dau naștere la împrăștirea minții și mai și la mari întunecimi ale inimii. Ți-aș găi bucuros cuvântul meu și ți-aș dezvălui tainele, dar ai aștepta cu drag venirea mea, și mi-ai deschide poarta inimii. Gândește-te la viitor, veghează în rugăciuni și fii smerit întru toate. Capitolul 25. În ce stă adevărata pace a inimii și adevărata desăvârșire? Fiul meu, eu am spus, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu precum o dă lumea, vă dau eu vouă. Ioan 14:27. Toți doresc pacea, dar nu se îngrijesc de cele ce duc la adevărata pace. Pacea mea e cu cei smeriți și blânzi la inimă. Pacea ta o vei găsi în multă răbdare. Dacă mă vei asculta și vei urma glasul meu, vei putea să te bucuri de multă pace. Așadar, ce să fac? În orice împrejurare, ia seama la ceea ce faci și la ceea ce vorbești
și orice gând al tău să fie îndreptat, ca să-mi placă numai mie, iar afară de mine să nu cauți și să nu dorești nimic. Nu judeca grabnic spusele sau faptele altora și să nu te amesteci în treburi ce nu sunt sarcina ta. Astfel se va putea să fii tulburat cât mai puțin și cât mai rar. Dar ca să n-ai niciun fel de tulburare și să nu suferi nicio durere sufletească sau trupească, lucrul acesta nu se află în veacul de acum, ci în odihna cea veșnică. Drept aceea să nu socotești că ai găsit adevărata pace, de vreme ce nu simți nicio povară și că totul merge bine, dacă nu ai niciun vrăjmaș, orică totul iese desăvârșit dacă se face după dorința ta. Să nu crezi că ești cineva mare sau să te socotești că ești deosebit de iubit dacă ai fost plin de evlavie și de bucurie lăuntică, fiindcă nu prin aceasta se cunoaște adevăratul iubitor al binelui și nu în acestea stă sporul și desăvârșirea omului. Atunci în ce, Doamne? Să te încredințezi din toată inima voinței dumnezeiești, fără să cauți cele ce sunt ale tale, nici în lucrurile mărunte, nici în cele mari, nici în cele vremelnice, nici în cele veșnice, în așa chip încât să rămâi cu aceeași înfățișare, aducând mulțumiri și la bine și la rău, cântărind toate cu aceeași măsură. Dacă vei fi atât de puternic și îndelung răbdător în nădejde, încât, cu toată lipsa unei mângâieri lăuntrice, totuși să-ți pregătești inima pentru a îndura necazuri și mai mari, și nu îți vei spune că n-ar trebui să suferi atât de multe, ci pe mine mă vei găsi drept în toate orânduielile mele, și vei lăuda sfințenia mea, atunci vei umbla în adevărata și dreapta cale a păcii și vei afla nădejde fără îndoială și vei vedea iarăși cu bucurie fața mea. Căci dacă vei ajunge la o desăvârșită lepădare de tine însuți, să știi că atunci te vei bucura de bogăția unei păci atât cât este cu putință pe drumul acestei vieți. Capitolul 26. Înălțimea unei minți slobode se capătă mai degrabă printr-o rugăciune smerită decât prin citire. Doamne, datoria unui bărbat desăvârșit este să nu înceteze niciodată să privească spre cele cerești și să treacă prin numeroase griji, ca și cum n-ar avea nicio grijă, nu ca un trândav, ci având însușirea unei minți slobode, nefiind aripit prin vreo poftă nesăbuită de vreo făptură oarecare. Rogu-te, preasfinte Dumnezeu meu, scapă-mă de grijile acestei vieți, ca nu cumva să mă cufund într-o ele de numeroasele nevoi ale trupului, ca să nu fiu cuprins de vreo desfătare, de toate piedicile sufletului, ca nu cumva frânt de greutăți să mă prăbușesc. Nu vorbesc despre acele lucruri pe care deșertăciunea omenească le vânează cu atât drag, ci de acele nenorociri care, în urma blestemului obștesc al morții, îngăuiază sufletul robului tău și îl țin locului ca să nu ajungă în slobozenia minții de câte ori dorește. O, Dumnezeu meu, dulceața cea nespusă, schimbă pentru mine în amărăciune orice mângâiere trupească ce mă întoarce de la iubirea bunurilor veșnice și mă trage la sine spre rău, prin farmecul unei desfătări vremelnice. Să nu mă biruiască Dumnezeu meu și să nu biruiască trupul, ci sângele, și să nu mă biruiască trupul, ci sângele, să nu mă înșele lumea și vremenii ca ei mărire, să nu fiu amăgit de diavol și de viclenia lui. Dă-mi putere și să mă împotrivesc, răbdare ca să sufăr și tărie ca să stau neclintit.
în locul tuturor mângâierilor lumii. Dăruiește-mi pacea, dăruiește-mi prea dulcea ungere a Duhului Tău, iar în locul iubirii pământești, umple-mă de iubirea numelui Tău. Iată că mâncarea, băutura, îmbrăcămintea și celelalte ce sunt trebuincioase pentru viața trupească, toate acestea sunt o povară pentru un suflet înflăcărat. Dăruiește-mi ca să mă folosesc într-o cumpătare de asemenea mijloace de viețuire și să nu mă încurc dorindu-le peste măsură. Nu este îngăduit să ne lipsim de toate acestea, fiindcă firea trupească trebuie păstrată. Legea sfântă însă oprește umblarea după cele ce sunt de prisos și după cele care mai vârtos dezmiardă, care alminteri trupul se ridică împotriva sufletului. Între aceste două, mâna ta rogu-mă să mă îndrumeze și să mă învețe să nu fac nimic prea mult. Capitolul 27. Iubirea de sine împiedică foarte mult pe om să ajungă la binele cel mai înalt. Fiul meu, ca să dobândești totul, trebuie să dai tot și nimic să nu mai fie numai al tău. Să știi că iubirea de tine însuți te nimicește mai mult decât orice alt lucru de pe lume. Cineva ține mai mult sau mai puțin la un lucru după dragostea și alipirea pe care o are față de el. Dacă iubirea ta e curată, dreaptă și nevinovată, tu nu vei fi robit de nimic. Nu pofti ceea ce te poate împiedica și lipsi de slobozenia lăuntrică. E de mirare că nu te încredințezi mie din tot adâncul inimii tale, cu toate pe care le poți dori ori avea. De ce te mistui cu o zadarnică întristare? Pentru ce te împovărezi cu niște griji trecătoare? Lasă-te în voia mea și nimic nu vei suferi. Dacă umbli ba după una, ba după alta, dacă vrei să fii când aici, când colo, așa cum ți iese de folos și așa cum îți place mai mult, niciodată nu vei fi în liniște și scutit de griji, căci în tot lucrul se găsește o lipsă și în tot locul va fi cineva împotrivă. Așadar, ceea ce dobândești sau ceea ce înmulțești în afară nu ajută într-un nimic, ci mai degrabă acestea trebuie disprețuite și dezrădăcinate din inimă. Și acest lucru se-l pricep nu numai despre bani și despre bogății, ci și despre umblarea după onoruri și despre dorința laudelor deșarte care trec toate odată cu lumea. Locul de adăpostire nu aduce mântuire dacă lipsește Duhul râvnitor spre desăvârșire. Liniștea căutată în afară nu e satornică, dacă starea inimii n-are o temelie puternică. Iată, deci, dacă te razi pe mine, te poți muta, dar nu te poți face mai bun. Căci îndată ce se ivește prilejul să-l primești, vei da iarăși peste acelea pe care, de care ai fugit, ba chiar peste altele mai rele. Rugăciune pentru curățenia inimii și pentru înțelepciune cerească. Întărește-mă, Dumnezeule, cu harul Sfântului Duh. Fă ca să se întărească întru mine omul duhovnicesc și inima mea să alunge toată grija cea fără de folos și toată strâmtorarea, să nu fiu tras de tot soiul de pofte, după vreun lucru de șert, chiar de preț, ci să le privesc pe toate ca pe niște lucruri trecătoare, iar pe mine
ca pe cel ce trece, tot așa ca și ele, căci nimic nu este statornic sub soare, unde toate sunt de certăciune și mâhnire a sufletului. O, cât de înțelept este cel ce judecă astfel! Dă-mi, Doamne, înțelepciune cerească, să mă învăț să te caut pe tine înaintea toate și să te găsesc, să-mi placi și să te iubesc mai presus decât orice, iar pe celelalte să le înțeleg așa precum sunt, după rânduiala înțelepciunii tale. Dă-mi cumințenie ca să fug de cel lingușitor și răbdare ca să îndur pe dușman, căci o mare înțelepciune să nu fii mișcat de orice vânt de vorbe și să nu-ți pleci urechea unei lingușitoare sirene. Numai astfel mergi fără greș pe drumul început. Capitolul 27. Împotriva limbilor clevetitoare. Fiul meu, nu te necăji dacă unii gândesc rău despre tine și grăiesc ceea ce nu-ți place să auzi. Tu trebuie să gândești despre tine chiar și mai rău și să crezi că nimeni nu este mai slab ca tine. Dacă trăiești o viață lăuntrică, nu vei cântări mai mult niște vorbe ce zboară în vânt. Nu e puțină înțelepciune să taci la vreme rea și să-ți întorci inima spre mine și să nu fii tulburat de judecata omenească. Pacea ta să nu atârne de gura oamenilor, căci fie că vor tâlmăci în bine faptele tale, fie că le vor tâlmăci în rău, tu nu ești prin acea sau un alt om. Unde este adevărata pace și adevărata mărire? Oare nu întru mine? Iar cel ce nu poftește să fie pe placul oamenilor și nici nu se teme că nu le este pe plac, acela se va bucura de multă pace. Din iubirea desmățată și din teama deșartă, ia naștere orice tulburare a inimii și împrăștierea simțurilor. Capitolul 29. La vreme de tulburare, cheamă-L pe Dumnezeu și binecuvintează-L. Binecuvântat să fie în numele Tău în veci, Doamne, care ai voit ca această încercare și acest necaz să vină peste mine. Nu le pot alunga, ci trebuie să alerg la Tine ca să mă ajuți și să le faci spre folosul meu. Doamne, acum mă aflu în necaz, iar inimii mele nu e bine și mult mă zdruncină chinul acesta. Și acum, Părinte prea iubit, ce voi zice? Sunt prins într-o strâmtorări, scapă-mă de ceasul acesta. Și am ajuns în acest ceas ca Tu să fii preamărit, de vreme ce am fost cu totul smerit, iar Tu m-ai mântuit. Binevoiește, Doamne, și mă mântuiește, căci eu, sărmanul, ce pot să fac și unde mă voi duce fără Tine? Dă-mi răbdare, Doamne, și de rândul acesta. Ajută-mă, Dumnezeu meu, și nu mă voi teme, oricât de împovărat voi fi. Și acum, înconjurat de acesta, ce voi zice? Doamne, facă-se voia Ta. După dreptate am fost lovit de necazuri și greutăți. Trebuie negreșit să le sufăr, o, dacă aș avea răbdare, până ce voi trece furtuna și ce se va face liniște. Puternică este însă mâna Ta, cea tot puternică, să ia de la mine această încercare și să îmblăzească năvala ei, ca nu cumva să mă prăbușească deodată, așa cum ai făcut de atâta ori cu mine, Dumnezeul meu, milostivirea mea. Și cu cât îmi e mai greu, cu atât ție îți e mai ușoară această schimbare a dreptei celui prea înalt. Psalmul 76:11. Capitolul 30. Cere ajutorul lui Dumnezeu și fii încredințat că vei primi iarăși harul Său. Fiul meu,
Eu sunt Domnul care dă tărie în ziua necazului, Naum 1:7. Vino la mine când ești necăjit. Ceea ce te împiedică cel mai mult de la mângâierea cerească este faptul că te îndrezi prea târziu spre rugăciune. Căci, mai înainte de a mă ruga pe mine din toată puterea, tu cauți tot soiul de mângâieri în cele din afară. De aceea toate acestea îți folosesc puțin până ce iei seama că eu sunt cel ce mântuiesc pe cei ce nădăjduiesc în mine și nu este ajutor în afară de mine, care nici sfat folositor și nici doctorie tămăduitoare. Dar acum, după ce ți-ai venit în fire, în urma furtunii, întărește-te la lumina îndurărilor mele, căci sunt aproape, zice Domnul, ca să le pun pe toate la loc, nu numai așa cum erau, dar și mai deplin și cu prisosință. Oare îmi este mie ceva greu? Ieremia 32:27. Ori mă voi asemăna cu cel care zice, dar nu face? Unde este credința ta? Rămâi tare și neclintit, fii îndelungăbdător, fii bărbat viteaz, îți va veni mângâierea la vremea ei. Așteaptă că voi veni și te voi tămădui. Matei 8:7. O încercare este aceea care te chinuiește și o teamă deșartă care te spăimântă. La ce folosesc grija de cele ce se vor întâmpla în viitor? Acest folosește fără numai ca să ai întristare peste întristare. Ajunge unei zile răutatea ei. Matei 6:34. Zadarnic este și nefolositor să te tulburi, ori să te veselești de cele viitoare, care poate că nu se vor întâmpla niciodată. Dar lucru omenesc ca cineva să fie înșelat de închipuiri de acest soi, ori de semnul unui suflet mic, ca să fie dus așa ușor de îndemnul dușmanului. Căci acesta nu se îngrijește dacă te amăgește și te înșală cu lucruri adevărate sau mincinoase, dacă te trântește cu dragoste de cele de acum, ori cu teama de cele viitoare. Să nu se tulbure deci inima ta și să nu se spăimânte, crede întru mine, Ioan 14:27, și să ai încredere în milostivirea mea. Când socotești că ești mai departe de mine, adeseori eu sunt mai aproape. Când crezi că aproape totul e pierdut, adeseori tocmai atunci se ivește prilej de mai mare de câștig. Nu este totul pierdut când treburile nu ies cum te aștepți tu. Nu trebuie să judeci după cele de față, nici să te lași pradă unei întristări, ori de unde ar veni ea, ca și cum n-ar mai fi nicio nădejde de scăpare. Nu te socoti cu totul părăsit, cu toate că pentru câteva vreme ți-am trimis un necaz. Căci astfel se ajunge la împărăția cerurilor și astfel și aceasta fără nicio îndoială îți folosește ție și celorlalți slujitori ai mei ca să vă deprindeți cu necazurile mai mult decât dacă le-ați avea pe toate după pofta voastră. Eu cunosc cugetele cele mai tainice, e tare de folos pentru mântuirea ta, ca uneori să rămâi fără mângâiere, ca nu cumva să te mândrești că îți merge bine și să voiești să-ți fii ție însuți pe plac în ceea ce nu ești. Ceea ce am dat pot lua înapoi. Și când îmi place, pot da iarăși înapoi. Ceea ce am dat este al meu, iar ceea ce am luat nu a fost al tău, căci al meu este tot darul cel bun și tot darul desăvârșit. Iacob 1:17. Dacă îți trimit vreo greutate, o vunecaz, te supăra și inima ta să nu se întristeze. Eu numai decât te pot ușura și toată povara ți-o schimb în bucurie.
Totuși, totdeauna eu sunt drept și vrednic de laudă când fac astfel cu tine. Dacă judeci drept și privești într-o lumină adevărului, niciodată nu trebuie să te întristezi atât de tare din pricina neplăcerilor, ci mai degrabă să te bucuri și să mulțumești, ba încă să socotești aceasta drept singura bucurie, fiindcă lovindu-te cu dureri, nu te-am cuțat. Iov 6:10. Precum a iubit pe mine Tatăl și eu vă iubesc pe voi. Așa am grăit către iubiții mei ucenici, Ioan 15:9, pe care i-am trimis nu la bucuriile vremelice, ci la lupte mari, nu pentru onoruri, ci pentru disprețuri, nu pentru trândăvie, ci pentru trudă, nu pentru odihnă, ci pentru ca să aducă roadă multă într-o răbdare. Adu-ți aminte, fiul meu, de aceste cuvinte. Capitolul 31. Nu lua seama la nicio făptură ca să poți găsi pe Creatorul. Doamne, am nevoie de un dar mult mai mare dacă trebuie să ajung acolo unde să nu mă împiedice nimeni și nicio altă făptură. Căci câtă vreme mă ține locului ceva, nu pot să zbor slobod către tine. Așa dorea să zboare slobod cel care zicea, cine va da aripi ca de porumbel și voi zbura și mă voi odihni. Psalmul 54:7. Ce este mai liniștit decât o privire nevinovată? Așadar, omul trebuie să se ridice mai presus de orice făptură și să se lepede cu desăvârșire de sine însuși și într-un avânt al sufletului să vadă că tu, ziditorul tuturor, nu ai nimic asemenea cu făpturile tale. Și dacă cineva nu s-a deprins de toate făpturile, nu se poate îndeletnici slobod cu cele dumnezeiești. De aceea sunt puțini cei care gândesc mereu la cele cerești, fiindcă puțini știu să se despartă cu totul de cele trecătoare și de făpturile pământești. Pentru aceasta se cere un har mare care să înalțe sufletul și să-l ridice mai presus de el însuși. Și dacă omul nu-și înalță mintea și nu se debarasează de toate făpturile și nu este împreunat întru totul cu Dumnezeu, tot ce știe și tot ce face nu prețuiește prea mult. Vreme îndelungată va fi mic și va zăcea la pământ. Cel ce socotește că e ceva mare în afară de singurul, necuprinsul, veșnicul bun. Și tot ce nu este Dumnezeu nu este nimic și trebuie să fie socotit ca nimic. E o mare deosebire între înțelepciunea unui om luminat și evlavios și între știința unui cunoscător în literatură și studios. E mai de preț învățătura care vine de sus, din izvor dumnezeiesc, decât cea care se dobândește cu trudă de către mintea omului. Mulți doresc să-și ducă viața gândind mereu spre cele cerești, dar nu se nevoie să capete cele ce se cer pentru aceasta. Marea piedică este că ei se opresc la lucrurile ce se văd și se simt, dar nu se gândesc la o desăvârșită răstignire a poftelor trupești. Nu știu ce este, de ce duh suntem purtați și ce voim noi care suntem socotiți îngrijitori de suflete atunci când dovedim atâta trudă și atât de mare grijă pentru lucrurile trecătoare și de puțin preț. Iar la cele dinăuntru, prea rare ori ne gândim cu toate puterile sufletului. Ce durere! Îndată, după o ușoară pironire asupra noastră înșine, izbucnim iarăși în afară și nu cercetăm faptele noastre cu o strânsă luare aminte. Nu luăm aminte unde s-au pogorât simțămintele noastre și nu ne văităm cât de necurate sunt toate. De vreme ce tot trupul s-a bătut de la calea sa, facerea 6:12, de aceea
a urmat marele potop. Așadar, fiindcă dorința noastră lăuntrică este stricată, este firesc ca și fapta care urmează să fie și ea stricată. Acesta este semnul slăbirii puterii lăuntrice. Dintr-o inimă curată pornește rodul unei bune vieți. Ne întrebăm cât a făcut cineva, dar nu ne gândim tot așa de mult cu câtă trudă s-a trudit. Se cercetează dacă cineva a fost viteaz, bogat, frumos, îndemânatic, ori dacă a fost bun scriitor, bun cântăreț, un bun lucrător. Mulți însă nu spun nimic cât de sărac a fost cu duhul, cât de răbdător și blând, cât de evlavios și curat la cuget. Firea privește la cele din afară ale omului. Harul se îndreaptă spre cele dinăuntru. Aceea deseori se înșală, acesta sădește în suflet nădejdea în Dumnezeu și nu se înșală nici odată. Capitolul 32. Despre lepădarea de sine și de orice poftă. Fiul meu, nu poți avea o desăvârșită slobozenie dacă nu te vei lepăda întru totul de tine însuți. Robii înlănțuiți sunt toți îndrăgostiții de bunurile pământești, iubitorii de ei înșiși, lacomii, ispititorii, cei ce umblă de colo până colo, cei ce caută totdeauna cele plăcute lor, iar nu pe ale lui Iisus Hristos. Cei ce își închipuiesc și plănuiesc lucruri trecătoare. Va pieri tot cel ce nu pornește de la Dumnezeu. Ține minte acest scurt, dar cuprinzător cuvânt. Părăsește totul și vei dobândi totul. Leapă de pofta și vei găsi liniștea. Frământă-ți mintea cu această învățătură și când o vei împlini, vei pricepe toate. Doamne, aceasta nu se poate face într-o zi și nu este un joc pentru copii, ba încă în această scurtă învățătură se cuprinde toată desăvârșirea unui credincios. Fiul meu, nu trebuie să dai înapoi și nici să te descurajezi numai decât auzind de drumul celor desăvârșiți, ci mai degrabă să năzuiești spre lucruri și mai în alte ori măcar să suspini dorindu-le pe acestea. O, de-ai fi tu în această stare, ori de-ai ajunge acolo încât să nu te mai iubești pe tine însuți, ci să te miști numai după voia mea și după a aceluia pe care eu ți-am rânduit-o ca părinte, atunci mi-ar plăcea tare mult și întreaga ta viață ar trece în bucurie și liniște. Mai sunt încă multe altele pe care trebuie să le părăsești. Dacă nu le vei călca în picioare pe acestea pentru mine, nu vei dobândi ceea ce dorești. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aurul curățit în foc ca să te îmbogățești. Apocalipsa 3:18. Adică cereasca înțelepciune care pune la pământ pe toate cele de jos. Pune mai prejos înțelepciunea pământească, precum și orice plăcere omenească sau plăcerea ta însuți. Ți-am spus că trebuie să cumperi cele ce par fără preț în ochii lumii, în schimbul celor ce par scumpe și mărețe, căci adevărata înțelepciune cerească se pare cu totul neînsemnată și măruntă, ba chiar dată uitării. Nu se socotește înțelepciune înaltă și nici nu caută să fie mărită pe pământ. Mulți o vestesc cu buzele, dar o desmint mult cu viața. Totuși, ea este măgăritarul de preț ascuns pentru ochii multora. Capitolul 33. Despre nesatornicia inimii și îndreptarea gândului către Dumnezeu. Fiul meu, nu te încrede în inima ta, care acum este într-un fel, îndată se va schimba în alt fel. Cât timp vei trăi, vei fi supus schimbării, ba chiar fără să vrei, uneori vesel, alteori trist,
uneori liniștit, alteori tulburat, uneori evlavios când e, când fără evlavie, când sârguincios, când trândav, acum satornic și numai decât șor voielnic. Omul înțelept însă și foarte priceput în cele duhovnicești rămâne deasupra acestor schimbări și ne luând seama ce simte în inima sa, ori din cotru bate vântul nesatorniciei, toată încordarea minții lui o îndreaptă către țelul dorit și trebuitor. Căci astfel va putea să rămână neînfrânt, unul și același, având ochiul nevinovat și în toiul atâtor întâmplări felurite, drept îndreptat către mine. Cu cât ochiul gândului este mai curat, cu atât se poate merge mai satornic prin diferitele furtuni. La mulți însă ochiul gândului curat se întunecă, deoarece privește repede spre ceva plăcut ce iese înainte și fiindcă arareori se găsește cineva cu totul slobod de tina iubirii de sine. Astfel au venit odinioară iudeii în Betania la Marta și Maria, nu numai pentru Iisus și ca să vadă pe Lazar, Ioan 12:9. Trebuie să fie curățit ochiul cugetului, ca să fie drept și nevinovat și deasupra tuturor celor ce i s-ar pune în cale să fie îndreptat spre mine. Capitolul 34. Celui ce îl iubește, Dumnezeu este mai drag decât orice. Iată Dumnezeul meu și întru El toate ale mele. Ce voiesc mai mult și ce fericire mai mare pot să doresc? O, dulce și plăcut cuvânt, dar pentru cel ce iubește cuvântul, iar nu lumea și nici cele ce sunt în lume. Dumnezeul meu și întru El toate ale mele. Pentru cel ce pricepe s-a spus destul, iar pentru cel ce iubește pe Dumnezeu e plăcut să o răstească adesea. Când ești de față, Tu, Doamne, toate sunt plăcute, iar când lipsești, totul e amărăciune. Tu aduci liniște inimii, Tu aduci adevărata pace și bucurie sărbătorească. Tu faci să gândim bine despre toți și să te lăudăm întru toate și fără de Tine nimic nu poate să placă vreme îndelungată. Iar dacă trebuie să fie ceva plăcut și încântător, e neapărată nevoie ca harul Tău să fie de față, iar mirasma înțelepciunii Tale să nu lipsească. Ce oare nu-i va plăcea cu adevărat acelea căruia îi placi Tu? Dar celui ce Tu nu-i placi, ce va putea oare să fie pe plac? Dinaintea înțelepciunii Tale se pierd și înțelepții lumii ca și robii trupului, căci într-o aceea se găsește cea mai mare deșertăciune, iar la aceștia moartea. Iar cei ce te urmează pe tine prin disprețul celor lumești și prin înfrângerea trupului, aceia se arată a fi cu adevărat înțelepți, fiindcă ei s-au strămutat de la deșertăciune la adevăr, de la cele trupești la cele sufletești. Acestora le place Dumnezeu și tot ce găsesc bun în firea înconjurătoare pe toate, le îndreaptă spre lauda Sfântului. Totuși este deosebită, multă deosebită mirasma Sfântului de aceea făpturilor sale, mirasma veșnicului de a vremenicului, a luminii necreate de a luminii luminate, de a unei lumini luminate. O lumină veșnică, Tu care întrești toate luminile create, trimite din înălțime o rază care să pătrundă toate adâncurile inimii mele. Curăță, înveselește, luminează, înviază sufletul meu și toate puterile lui ca să mă alipez de Tine într-o negăită bucurie. O, când va sosi ceasul acela fericit și dorit, în care
să mă satur cu starea ta și să fii mie totul întru toate. Atâta vreme cât va fi, cât nu va fi acest dar, atâta vreme cât nu va fi acest dat, dar bucuria mea nu va fi de plină. Dar vai, întru mine încă trăiește omul cel vechi. El nu este cu totul răstignit, încă n-am murit de tot, încă murmur împotriva Duhului. Atâță la războaiele untrice și nu îngăduie ca împărăția sufletului să fie liniștită. Dar tu care stăpânești puterea mării și potolești tulburarea valurilor, ridică-te și mă ajută. Psalmul 88:10, Psalmul 43:26. Împrăște neamurile care voiesc război. Psalmul 67:32. Înfrânge-le cu puterea ta. Rogu-mă, arată mărirea minunilor tale și tăria brațului tău, că nu am altă nădejde, nici altă scăpare decât întru tine, Doamne Dumnezeul meu. Capitolul 35. Nu iese scăpare de ispite în viața aceasta. Fiul meu, niciodată nu ești la adăpost în viața aceasta, de aceea cât vei trăi totdeauna armele sufletești îți sunt trebuitoare. Te miști între dușmani și ești atacat și de la dreapta și de la stânga. Așadar, dacă nu te vei folosi din toate părțile de pavăza răbdării, nu vei rămâne prea multă vreme fără rană. Pe lângă aceasta, dacă nu pironești inima ta în mine, cu cuget curat ca să îndur toate pentru mine, nu vei putea ține sus această placără. Nici nu vei dobândi cununa fericiților. Așadar, trebuie să străbați vitejește prin acesta și să răstorni cu brațul puternic piedicile. Celui ce biruie îi se dă mana, Apocalipsa 2:17, iar celui trândav îi rămâne marea sărăcie. Dacă umbli după odihnă în viața aceasta, cum vei ajunge oare la odihna veșnică? Nu fi gata de odihnă multă, ci de o mare răbdare. Caută adevărata pace nu pe pământ, ci în ceruri, nu întru oameni, nici întru celelalte făpturi, ci întru Dumnezeu. Pentru dragostea de Dumnezeu trebuie să rabzi toate, adică munci și dureri, încercări, prigoniri, lipsuri, boli, nedreptăți, ocări, mustrări, înjosiri, rușinări, disprețuiri și îndreptări. Și acum fac o paranteză, astea toate le găsim aproape în fiecare zi, în viața de zi cu zi. Acestea ajută la buna deprindere, acestea pun la încercare pe ucenicul Hristos, acestea făuresc cununa cerească. Pentru o scurtă trudă eu îți voi da o veșnică răsplată, iar pentru o rușinare trecătoare îți voi da o mărire fără sfârșit. Îți închipui oare că vei avea totdeauna după dorința ta mângâieri duhovnicești? Sfinții mei nu le-au avut, ci ei au îndurat multe răutăți și diferite încercări, precum și mari întristări. Dar ei, prin răbdare, au ținut piept la toate și s-au încrezut mai mult în Dumnezeu decât în ei înșiși, știind că suferințele vremelnice n-au nicio asemănare cu mărirea viitoare. Romani 8:18. De care aveau să se învrednicească. Vrei oare să dobândești numai decât ceea ce mulți alții au primit abia după multe lacrimi și după mari oțeneli? Așteaptă pe Domnul, luptă-te cu bărbăție, Psalmul 26:14, și fii tare. Nu te descuraja, nu da înapoi. Și sacrifică-ți încetat și trupul și sufletul pentru mărirea lui Dumnezeu. Eu îți voi răsplăti din belciug și voi fi cu tine în tot necazul. Psalmul 90:15. Capitolul 36. Împotriva judecăților de șarte ale oamenilor. Fiul meu, încredințează cu hotărâre inima ta lui Dumnezeu și nu-ți fie teamă de judecata omenească atunci când cugetul tău mărturisește că ești evlavios și nevinovat. O astfel de suferință e un lucru bun și fericit, iar pentru o inimă smerită
nu va fi greu, nu va fi ceva greu și nici pentru cel ce se încrede mai mult în Dumnezeu decât în sine însuși. Mulți spun multe și tocmai de aceea trebuie să li se dea puțin crezământ. Dar ca să fie pe placul tuturor, aceasta nu e cu putință. Și cu toate că Sfântul Pavel s-a străduit să placă tuturor întru Domnul și s-a făcut tuturor toate, totuși n-a fost tulburat prea mult sufletește și de judecățile, oamenilor. Corinteni 9:22 și Corinteni 4:3. El s-a trudit destul pentru întărirea și mântuirea altora, atât cât a atârnat de el și cât i-a fost cu putință. Dar n-a putut să împiedice ca să fie vreodată judecat ori disprețuit. De aceea el s-a încredințat cu totul lui Dumnezeu care cunoaște toate și s-a apărat cu răbdare și smerenie împotriva gurilor ce... Da. Acum mi-a căzut rețeaua și nu mai am internet, dar este pentru, este pe vizorul. Sper să vă placă cum citesc. Uneori, ia să vedem. Se mai întâmplă, se mai cadă. Uneori mai cu evlavi, alte ori mai slăbesc, cum mi-a ajutat Dumnezeu. Imediat acum și sper să fie de folos multora. Așa, gata. Îmi apare, nu mi-a cursut internetul, mi-a apărut, am un virus pe calculator. Și din când în când apare și se stinge tot pe monitor și rămâne numai virusul și văd numai virusul, așa. Ia să vedem unde rămâne să se ia. Și cu toate că Sfântul Apostol Pavel s-a străduit să placă tuturor întru Domnul și s-a făcut toate, tuturor toate, totuși n-a fost tulburat prea mult sufletește de judecățile oamenilor. El s-a trudit destul pentru întărirea și mântuirea multora, atât cât a atârnat de el, și cât i-a fost cu putință, dar n-a putut să împiedice să fie vreodată judecat ori disprețuit. Drept aceea, el a încredințat totul lui Dumnezeu, care cunoaște toate și s-a apărat cu răbdare și smerenie împotriva gurilor ce greau nedreptăți și a celor ce cugetau deșertăciuni și minciuni și a celor ce aruncau orice învinuiri le plăceau. Totuși, uneori răspundea, ca nu cumva prin tăcerea sa să se nască vreo potignire pentru cei slabi. Cine ești tu ca să-ți fie teamă de un muritor? Isaia 51:12. Azi este, iar mâine nu se va mai ivi. Teme-te de Dumnezeu și nu te va înfricoșa de amenințările oamenilor. Ce poate împotriva ta cineva prin vorbe și prin ocări? Mai degrabă se nimicește pe el decât pe tine și nu va putea fugi de judecata lui Dumnezeu oricine ar fi. Tu să ai pe Dumnezeu înaintea ochilor și nu rosi cuvinte de tânguire. Iar dacă ți se pare deocamdată că ești înfrânt și că suferi o rușine pe care nu o meritai, nu te mâhni din pricina aceasta și nici nu-ți micșora prin nerăbdare cu luna ta, ci mai degrabă caută spre cer la mine, care pot să scap din orice întristare și nedreptate și să respătesc pe fiecare după faptele sale. Romani 2:6. Capitolul 37. Prin adevărata și deplina lepădare de sine se dobândește slobozenia inimii. Fiul meu, părăsește-te de tine însuți și mă vei găsi pe mine. Rămâi fără voința ta, fără niciun bun de orice fel și tu te vei îmbogăți mereu. Căci îndată ce te vei lepăda de tine și nu vei mai privi înapoi, ți se va da mult har. Doamne, de câte ori să mă lepăd și în ce să mă părăsesc? Totdeauna și în tot ceasul, atât de în lucrurile mici cât și în cele mari,
fără nicio deosebire, dar în toate voiesc să te găsesc desfăcut de orice. Astfel, cum vei putea să fii al meu și eu al tău dacă nu te vei fi debarasat de voința ta însuți, atât de lăuntric cât și în afară? De voința ta însuți, atât înăuntru cât și în afară. Cu cât vei face mai grabnic aceasta, cu cât te vei simți mai bine și cu cât o vei face mai deplin și cu inima mai curată, cu atât îți vei fi mai drag și vei dobândi mai mult. Unii se leapă de sine, dar nu întru totul. Ei nu se încred de plin în Dumnezeu, ci se nevoiesc să se îngrijească de ei înșiși. Alții, la început, dau chiar totul, dar după aceea, lovindu-se de încercări, se întorc iarăși la ei înșiși. Astfel nu sporesc de fel în bunele deprinderi. Aceștia nu vor ajunge la adevărata descătușarea inimii și la harul plăcutei mele prietenii, decât dacă se vor lepăda cu totul de ei înșiși și se vor jertfi zilnic pentru mine. Fără aceasta nu este și nici nu va fi o trainică împreunare cu mine. Ți-am spus foarte adeseori și acum ți-o spun iarăși. Părăsește-te pe tine însuți. Leapădă-te de tine, astfel te vei bucura de o mare liniște lăuntrică. Eu când citesc, beau mai des apă decât alții. Dă totul ca să câștigi totul. Nu căuta nimic, nu cere nimic. Alipește-te curat și hotărât de mine și mă vei dobândi. Inima ta va fi slobodă și întunericul nu te va cuprinde. Pentru un singur lucru să te trudești și să te rogi și să-l dorești. Să te poți debarasa de tot ce ai și gol fiind să urmezi pe Iisus cel cu totul gol. Să mor pentru tine și să trăiești în veci pentru mine. Atunci se vor sculbera toate deșartele închipuiri, tulburările ticoloase și grijile trecătoare, atunci vor pieri chiar și frica cea mai mare și se va stinge orice poftă nesăbuită. Capitolul 38. Bună purtare în afară, ajutor de la Dumnezeu în primejdii. Fiul meu, trebuie să te sârguiești cu grijă ca în tot locul și în orice faptă sau în deletnicire din afară, să rămâi sufletește slobod și stăpân pe tine însuți. Ca toate să fie sub tine, iar nu tu sub ele. Să fii stăpânul și dirijorul faptelor tale, iar nu slugă și rob cumpătat. Ba mai mult să fii un adevărat israelitar întors din robie, trecând în soarta și libertatea fiilor lui Dumnezeu. Aceștia stau deasupra vremurilor de față și privesc pe cele veșnice. Cu ochiul stâng, ei caută spre cele trecătoare, iar cu cel drept spre cele cerești. Pe aceștia, cele vremenice nu-i trag ca să alipească de ele, ci ei înșiși le trag mai degrabă pe acestea ca să le slujească într-adevăr de ele, să se slujească într-adevăr de ele. După cum s-a rânduit de Dumnezeu și s-a hotărât de marele meșter care n-a lăsat nimic nerânduit în lucrarea sa. Ba încă, dacă în orice împrejurare te oprești, nu la cele ce se arată în afară și nu judeci ochiul trupesc cu ochiul trupesc cele văzute și cele auzite, ci în orice pricină intri îndată împreună cu Moise în Tebarcanol, în tabernacol, ca să ceri sfat de la Dumnezeu, vei auzi uneori răspunsul Dumnezeu și te vei înapoia lămurit în multe din cele de față și din cele viitoare. Căci Moise totdeauna a alergat în tabernacol, în cele îndoielnice și în cele și întrebările grele. A alergat la ajutorul rugăciunii ca să înlăture primejdiile și răutățile oamenilor. Așiș de rea.
și tu trebuie să alergi în templul inimii tale cerând tot mai stăruitor ajutorul lui Dumnezeu. Pentru aceea au fost înșelați Iosua și fiii lui Israel de către... Nu, e șters aici. Geunți, în fine. Precum este scris, fiindcă n-au întrebat mai întâi pe, pe Domnul. Iosua 9:14. Ci fiind prea încrezători în niște cuvinte mieroase, au fost înșelați de evlavie prefăcută. Capitolul 39. Nu fi prea grăbit în treburile tale. Fiul meu, încredințează în toate treburile tale. Eu le voi rândui bine la vremea lor. Așteaptă o rânduirea mea și vei trage folos din ea. Doamne, cu multă bucurie îți încredințez ție toate nevoile mele, fiindcă mintea mea nu mă poate ajuta prea mult. O, dacă nu m-aș aripi atât de tare de cele ce se vor întâmpla în viitor, ci m-aș lăsa fără zăbavă la bună plăcerea ta. Fiul meu, deseori omul se frământă din greu după un lucru pe care îl dorește, dar când a ajuns la el, începe să judece astfel. Aceasta fiindcă simțămintele față de un anumit lucru nu sunt trainice, ci mai mult îl poartă dintr-o parte în alta. Așadar, dacă nu e prea puțin, dacă se lipsește de el însuși, chiar în treburile foarte mărunte. Adevăratul spor al unui om este lepădarea de sine, iar omul lepădat de el însuși este cu adevărat slobod și la adăpost. Dar vechiul dușman, care se împotrivește tuturor lucrurilor bune, nu încetează cu ispita, ci zi și noapte. El întinde curse grele, dacă ar putea cumva să-l prăbușească în lațul amăgerilor pe vreun nebărător de seamă. Privegheați și vă rugați, zice Domnul, ca să nu cădeți în ispită. Matei 26:41. Capitolul 40, da. Omul nu are nimic bun de la sine și deci nu se poate lăuda cu nimic. Doamne, ce este omul că se amintește el sau fiul omului că îl citesc pe el? Psalmul 8:5. De ce s-ar îmbrănici omul ca să-i dai harul tău? Doamne, cum pot oare să mă tânguiesc când tu mă părăsești? Sau ce pot grăi împotrivă pe drept dacă tu nu faci ce am cerut eu? Pe bună dreptate, iată ce pot gândi și spune. Doamne, eu nu sunt nimic, nu pot nimic, nu am nimic bun de la mine, ci în toate sunt neputincioși și totdeauna năzuiesc spre nimic. Și dacă nu sunt ajutat de tine și întărit sufletește, mă fac lâncet și moleșit. Dar tu, Doamne, ești totdeauna același. Psalmul 101:28. Și vei rămâne în veșnicie, totdeauna bun, drept și sfânt, făcând toate cu bunătate, dreptate și sfințenie și orânduindu-le cu bună înțelepciune. Dar eu, care sunt aplecat să merg mai mult înapoi decât înainte, nu rămân niciodată în aceeași stare, căci mă schimb de 7 ori într-o zi. Totuși lucrurile se fac rabnic mai bine când tu binevoiești să-mi întinzi o mână de ajutor, fiindcă numai tu poți să mă ajuți fără sprijin omenesc și să mă întărești într-atât încât privirea mea să nu se mai întoarcă în diferite părți, ci inima mea să se îndrepte numai spre tine și întru tine să se odihnească. Așadar, dacă aș ști bine să las la o parte orice mânghiere omenească, fie ca să capăt mai multă evlavie, fie fiindcă mă apasă nevoia să te caut, deoarece nu se află niciun om care să mă ușureze, dacă aș putea cu drept cuvânt să nădăjduiesc în harul tău și să mă bucur de harul unei noi mânghieri. Îți mulțumesc, Doamne, de la care procede totul, ori de câte ori îmi iese ceva bine. Eu însă înaintea ta sunt deșertăciune și nimic nicie, un om șovoienic și un beteșug. Cu ce pot să mă laud sau ce aș dori sau pentru ce aș dori să fiu cinstit? Oare numai pentru că sunt un nimic? Dar aceasta ar fi
cea mai mare deșertăciune. Cu drept cuvânt, mărirea deșartă este o ciumă groaznică, o nemaipomenită deșertăciune, fiindcă smulge pe om de la adevărata mărire și răpește harul ceresc. În vreme ce omul își place sieși, nu mai place ție, când așteaptă cu înfocare laudele omenești și atunci el este lipsit, este lipsit de adevăratele bune deprinderi. Adevărata mărire însă și adevărată mărire și o, însă și o, și o sfântă bucurie este ca cineva să fie mărit nu întru sine, ci întru tine, Dumnezeule, să se bucure întru numele tău, iar nu întru tăria sa sufletească, ori să iubească vreo făptură oarecare, decât numai pentru tine. Lăudat fie numele tău, iar nu al meu, mărită să fie lucrarea ta, nu a mea. Binecuvântat fie numele tău cel sfânt, mie să nu fie adusă niciuna din laudele oamenilor. Tu ești mărirea mea, tu ești bucuria inimii mele, Psalmul 3:3. Întru tine mă voi mări și mă voi bucura toată ziua, pentru tine însă, pentru mine însă, nimic decât întru neputințele mele. 2 Corinteni 12:5. Iudeii n-au decât să umble după mărirea care vine de la oameni, eu voi căuta pe aceea care vine de la Dumnezeu. Ioan 5:44. Într-adevăr, toată mărirea omenească, toată cinstea vremenică, toată înălțimea lumească pusă alături de veșnica ta mărire este o deșertăciune și o nebunie. O, adevărul meu și milostiva mea, milostivirea mea, Dumnezeul meu, treime fericită, numai ție lauda, cinstea, tăria și mărirea în vecii fără sfârșit. Capitolul 41. Disprețuirea onorilor vremenice. Fiul meu, nu te mâhni când vezi că alții capătă onorul și se ridică în drăgătorii, iar tu ești băgat în seamă și umilit. Înalță inima către mine, la cer, și nu te va mai întrista disprețul oamenilor pe pământ. Doamne, suntem niște orbi și deșertăciunea repede ne amăgește. Dacă mă judec drept, văd că niciodată nu mi se face nedreptate de vreo făptură și deci nu am să mă plâng pe drept împotriva ta. Dar fiindcă uneori am păcătuit greu față de tine, pe bună dreptate se înarmează împotriva mea toată făptura. Deci mie mi se cuvine cu adevărat rușinea și disprețul, iar ție lauda, cinstea și mărirea. Și dacă nu mă voi pregăti ca să voiesc bucuros să fiu disprețuit și părăsit de orice făptură și socotit ca un nimic, eu nu pot fi liniștit și împăcat sufletește, nici nu pot fi luminat cu Duhul și împreunat întru totul cu tine. Capitolul 42. Pacea nu trebuie întemeiată pe oameni. Fiul meu, dacă întemeiezi pacea ta pe un om, fiindcă ai aceleași simțăminte și același fel de viață ca el, atunci vei fi un priberg și un înlănțuit. Dacă însă alegi la adevărul totdeauna viu și neschimbat, atunci prietenul care te părăsește sau moare nu te va mâhni. Întru mine trebuie să se razeme iubirea unui prieten. Și pentru mine tu trebuie să iubești pe cel ce ți se pare că este bun și foarte scump în viața aceasta. Fără de mine, prietenia nu e puternică și nu va fi trainică. Nu este iubirea adevărată și curată aceea pe care nu o unesc eu. Întru atât trebuie să fii mort într-o astfel de iubire față de oamenii dragi, încât, atât cât atârnă de tine, se dorește să n-ai nicio legătură omenească. Omul se apropie cu atât mai mult de Dumnezeu, cu cât se depărtează mai tare de orice legătură, de orice mângâiere pământească. Cu cât se înalță mai sus
spre Dumnezeu, cu cât se coboară mai adânc întru sine și iese mai neînsemnat în ochii lui înșiși. Cel ce socotește că are în sine ceva bun, acela împiedică Harul lui Dumnezeu să vină peste el, deoarece Harul Sfântului Duh caută totdeauna o inimă smerită. Dacă ai ști să te nimicești întru totul, ba încă să te debarasezi de orice iubire, de vreo făptură oarecare, atunci ar trebui să vărsi peste tine un bogat har. Când privești spre diferite făpturi, chipul Creatorului se îndepărtează de tine. Pentru Creatorul, învață-te să te învingi pe tine însuți întru toate. Atunci vei fi în stare să ajungi la cunoașterea dumnezeiască. Oricât de neînsemnat ar fi un lucru, dacă însă este privit și iubit în desmăț, întinează sufletul și îl depărtează de binele cel mai mare. Capitolul 43. Împotriva deșartei științe lumești. Fiul meu, nu te lăsa după vorbirile frumoase și măiastre ale oamenilor. Împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în fapte bune. Ia seama la vorbele mele, care aprind inimile și luminează mințile, îndeamnă înfrângerea poftelor și aduc tot sorul de mângâieri. Niciodată să nu citești cuvântul meu cu gândul că poți să par mai învățat ori mai înțelept. Sârguiește-te spre nimicirea relelor deprinderi, fiindcă aceasta îți va folosi mai fructos decât cunoașterea multor întrebări grele. După ce ai citit și ai învățat multe, totdeauna ești nevoit să te întorci la singurul izvor al tuturor. Eu sunt cel ce învăț pe om știința și tot eu dau copiilor o minte mai limpede. Psalmul 93:10, 118:130. Decât poate să fie luminată un om, cel căruia îi vorbesc eu va ajunge repede înțelept și va înainta mult sufletește. Vai de aceia care cercetează mereu pe oameni despre multele lucruri curioase, dar prea puțin se îngrijesc de drumul slujirii mele. Va veni vremea când se va arăta Hristos, învățătorul învățătorilor, Domnul îngerilor, cel care va asculta spusele tuturor, adică cercetătorul cugetelor fiecăruia. Și atunci, cu lumânarea în mână, va cerceta Ierusalimul și cele ascunse într-un întuneric se vor dezvălui, 1 Corinteni 4:5, și vor amuți vorbirile limbilor. Eu sunt cel care deodată înalți o minte smerită ca să pătrundă mai multe taine ale adevărului veșnic decât dacă cineva s-ar fi trudit 10 ani cu învățătura. Eu învăț fără zgomot de vorbe, fără amestec de păreri, fără căutare de onoruri, fără luptă de dovezi. Eu sunt cel care învață disprețuirea celor pământești, dezgustul de cele vremelnice, căutarea celor veșnice, fuga de onoruri, răbdarea ocărilor, punerea întregii nădejde în mine, dorirea numai a mea și mai presus de toate iubirea persoanei mele. Iubindu-mă din adâncul inimii, omul a învățat lucruri dumnezeiești și a rostit lucruri minunate. Lepădându-se de toate, el a înaintat mai mult decât frământându-se cu învățături grele. Cu unii vorbesc ca pentru toți, cu alții numai pentru ei, la unii mă arăt cu plăcere prin semne și chipuri, altora într-adevăr le descoper tainele printr-o lumină mare. Limba cărților este una singură, dar ea nu învață pe toți în același fel, fiindcă în lăuntru mă aflu eu, învățătorul adevărului, cercetătorul inimii. Înțelegătorul gândurilor, cel ce îndeamnă spre lucrare, eu sunt cel ce dau fiecăruia după cum îl socotesc de vrednic.
Capitolul 44. Nu te cufunda în lumea din afară. Fiul meu, sunt multe lucruri pe care nu trebuie să le știi, ba încă să te socotești ca și un mort pe lume, iar lumea ca și moartă pentru tine, Coloseni 3:3, Galateni 6:14. De asemenea, multe trebuie să treacă lângă tine, pe lângă tine, ca și cum urechea ta ar fi surdă, și să te gândești mai degrabă la cele ce ți-aduc pacea. Este mai folositor să-ți întorci privirile de la lucrurile neplăcute și să te lași pe fiecare cu părerea lui, decât să te încurci în certuri de vorbire. Dacă ești drept înaintea lui Dumnezeu și te gândești la judecățile lui, vei răbda mai ușor când ești înfrânt. O, Doamne, până unde am ajuns? Iată că plângem o pierdere vremenică, ne trudim și alergăm după un câștig mărunt, dar dăm uitării paguba sufletească și de-abia târziu ne dăm seama de ea. Ținem socoteala de ceea ce folosește puțin sau deloc, dar trecem cu vederea ceea ce este foarte trebuitor, fiindcă orice om se pierde în cele din afară și dacă nu își adună repede mințile, rămâne bucuros în acelea. Capitolul 45. Nu da crezare oricui, ce ușor se păcătuiește cu vorba. Ajută-mă, Doamne, într-un necaz că ajutorul omului este deșert. Psalmul 59:13. Adesea n-am găsit credință acolo unde am socotit că voi afla. Și de atâtea ori am găsit-o acolo unde nădăjduiam mai puțin. Deșartă este deci nădăjduirea în oameni și scăparea celor drepți este întru tine, Dumnezeule. Binecuvântat să fii, Doamne, Dumnezeul meu, întru toate câte ni se întâmplă. Suntem slabi și nesatornici, repede ne înșelăm și ne schimbăm. Cine este omul care să fie în stare să se păzească întru toate, atât de grijuliu și de băgător de seamă, încât să nu ajungă nici când în vreo amăgire sau încurcătură? Cel care se încrede întru tine, Doamne, și te caută cu inimă curată, nu cade atât de ușor. Iar dacă a dat de vreun necaz, ori va fi fost cumva încurcat în vreun chip, tu îl vei mântui cât mai curând, îl vei mângâia, fiindcă tu nu vei părăsi până la sfârșit pe cel care nădăjduiește în tine. Rar este prietenul care să rămână credincios în toate nenorocirile unui prieten al său. Tu, Doamne, tu singur, ești cel mai credincios dintre toți și în afară de tine nu este nimeni asemenea ție. Oh, cât de bine știa acest lucru acel suflet sfânt care a grăit, inima mea este întărită și întemeiată pe Iisus Hristos. Dacă ar fi fost astfel și cu mine, frica de oameni nu m-ar frământa atât de ușor și săgețile cuvintelor nu m-ar tulbura. Cine este în stare să vadă mai dinainte toate și să se ferească de nenorocirile care vor veni? Dacă pe cele pe care le vedem mai dinainte, adeseori ne vatămă, cât de greu ne vor străpunge cele neașteptate. Dar din ce pricină eu, nefericitul, nu le-am văzut mai bine de mai înainte? Pentru ce am crezut atât de ușor altora? Dar suntem oameni și nimic altceva decât niște oameni neputincioși, cu toate că mulți se socotesc și ne spun îngeri. Cui voi crede, Doamne, dacă nu ție? Tu ești adevărul care nu înșală și care nu poate fi înșelat. Și iarăși, tot omul este mincinos, Psalmul 115:2, neputincios, nesatornic, șovăielnic, mai ales în vorbe, așa încât de-abia trebuie crezut chiar când s-ar vedea după față că spune adevărul. Cât de înțelept ne-ai
înștiințat că trebuie să ne ferim de oameni, fiindcă dușmanii omului sunt casnicii săi. Matei 10:36. Și nici nu trebuie să credeți dacă cineva spune, iată aici sau iată acolo, Matei 23:23. M-am învățat dintr-o aspră încercare și măcar de mi-ar fi aceasta spre o mai mare grijă, iar nu spre pierderea minții. Fii cu băgare de seamă, îmi zice cineva, fii cu băgare de seamă, păstrează în tine ceea ce îți spun. Dar, în vreme ce eu tac și socotesc acest lucru ascuns, acela nu poate să-l tacă și el, și pe dată mă trădează și pe mine și pe însuși și pe el însuși și pleacă mai departe. De asemenea, bârfeli și de oameni flecari, ferește-mă, Doamne, ca să nu ajung în mâinile lor și să nu fac la fel ca ei. Pune în gura mea cuvânt adevărat și satornic și îndepărtează de la mine limba cea vicleană. Trebuie să mă feresc în tot chipul de ceea ce nu pot suferi. O, oh, ce bine și ce pașnic este să nu vorbești nimic despre alții și să nu crezi orice, fără nicio deosebire și să nu treci cu ușurință vorba mai departe, să te desăgnuiești la cât mai puțin, să cauți pe Domnul care vede totdeauna tainele inimii. Să nu te lași dus într-o parte și alta de orice vorbe, ci să dorești ca toate cele dinăuntru și cele din afară să le săvârșești după bună plăcere a voinței Domnului. Cât de bine este pentru păstrarea Harului Ceresc ca cineva să fugă de sălucirea omenească, să nu caute acele lucruri care sfârșesc, care stârnesc farmec în afară, și să umble cu toată sârguința după acelea care aduc un dor de îndreptare al vieții. Pe cât de mulți i-a vătămat buna făptuire trâmbițată și lăudată mai înainte de vreme, de cât folos a fost însă harul păstrat în tăcere, în această viață trecătoare care e numită o necurmată ispitire și luptă. Capitolul 46. Pune-ți nădejdea în Dumnezeu când defăimările se ridică împotriva ta. Fiul meu, rămâi neclintit și pune-ți nădejdea întru mine, căci vorbele ce sunt oare decât numai niște vorbe. Zboară prin văzduh, dar nu desfică piatra. Dacă ești vinovat, gândește-te că trebuie să te îndrepți. Bucuros. Dacă nu ai nimic pe cuget, gândește-te că trebuie să înduri aceasta cu plăcere pentru Dumnezeu. E destul de puțin că uneori rabzi măcar niște vorbe, tu care n-ai încă tăria să înduri lovituri mai grele. Și pentru ce te pătrund până la inimă niște vorbe atât de neînsemnate? Dacă nu fiindcă ești încă rob al trupului și fiindcă privești la lume mai mult decât trebuie. Fiindcă ți-e teamă că ești disprețuit, nu voiești să fii mustrat pentru greșelile tale, ci cauți o acoperire pentru dezvinovățiri. Cercetează însă mai bine inima ta și vei vedea că întru tine încă mai trăiește lumea și pofta deșartă de a fi pe placul oamenilor. Întrucât te potrivești să fii înjosit și rușinat pentru greșelile tale, însemnează că ești cu adevărat smerit, că nu ești cu adevărat smerit și nici mor de tot pentru lume, Coloseni 3:3, nici lumea nu e răstignită pentru tine, Galateni 6:14. Acum însă, cuvântul meu, ascultă însă cuvântul meu și nu te vei tulbura de 10.000 de vorbe ale oamenilor. Iată, dacă s-ar rosti împotriva ta toate pe care le-ar putea închipui cineva în chipul cel mai rău, ce vătămare îți va face oare
dacă ai lăsat să treacă totul și nu le-ai socotit decât ca un pai, s-ar putea smulge oare măcar un șir de păr? Cel care n-are inima îndreptată spre cele dinăuntrul său și n-are pe Dumnezeu în fața ochilor, acela se tulbură ușor de un cuvânt de învinovăție. Cine se încrede în mine însă și nu se bizuie pe judecata sa, nu va avea teamă de oameni. Eu sunt judecătorul și cunoscătorul tuturor tainelor. Eu știu cum s-au petrecut toate. Eu cunosc pe cel și pe cel care de faimă și pe cel de făimat. De la mine a ieșit cuvântul acesta și cu îngăduința mea s-a petrecut aceasta ca să se descopere cugetele celor din inimile, ca să se descopere cugetele din multe inimi. Luca 2:35. Eu voi judeca pe cel vinovat și pe cel nevinovat, dar printr-o tainică judecată am voit mai înainte să încerc și pe unul și pe altul. Mărturia oamenilor adeseori înșală. Judecata mea însă este dreaptă. Ea va rămâne aceeași și nu va fi înfrântă. Ea este ascunsă de cele mai multe ori și puțin sunt cei care o descoperă în fiecare lucru. Niciodată nu greșește și nici nu poate greși, cu toate că în ochii celor neînțelepți ea nu pare dreaptă. La mine, deci, trebuie să alergi în toate lucrurile tale și să nu te sprijinești pe judecata ta. Dreptul nu se va tulbura orice i s-ar întâmpla de la Dumnezeu. Proverbe 12:21. Chiar dacă s-ar aduce împotriva lui orice învinuire de dreaptă, el nu se va îngriji prea mult, dar nici nu se va bucura în zadar dacă pe bună dreptate iese dezinovățit de alții. El gândește prin urmare că eu sunt cel care cercetez inimile și rărunchi, Apocalipsa 2:23, dar nu judec după față și după arătarea omenească. Dar adeseori înaintea ochilor mei se arată vinovat ceea ce după judecata oamenilor se crede vrednic de laudă. Doamne Dumnezeule, judecătorul cel drept, tare și răbdător, care cunoști slăbiciunea și pornirea omului spre rău, Tu să fii tăria mea și toată încrederea mea spre cugetul, căci cugetul meu nu este de ajuns. Tu cunoști ceea ce eu nu știu și pentru aceea a trebuit să mă smeresc și să rabd cu blândețe orice mustrare. Iartă-mă într-o bunătatea ta ori de câte ori n-am făcut astfel și dăruiește-mi iarăși harul unei răbdări și mai mari. Căci mai bună este mila ta cea bogată pentru dobândirea iertării decât închipuita mea nevinovăție pentru apărarea cugetului ascuns. Și chiar dacă nu mă știu cu nimic vinovat, totuși aceasta nu mi este de ajuns ca să mă îndrept, 1 Corinteni 4:4. Fiindcă dacă lipsește mila ta, nu se va îndrepta înaintea ta tot ce-i viu, Psalmul 142:2. Capitolul 47. Pentru viața veșnică trebuie răbdate toate greutățile. Fiul meu, osenelile ce ai luat asupra ta pentru mine să nu te înfrângă, nici necazurile să nu te abată din drum, ci făgăduința mea să te întărească și să te mângâie în orice împrejurare. Eu sunt destul de puternic ca să te răsplătesc mai presus de orice așteptare și măsură. Nu te vei mai trudi multă vreme aici și nici nu vei mai fi covârșit mereu de dureri. Așteaptă puțin și vei vedea curând sfârșitul suferințelor. Va veni ceasul când va înceta orice durere, orice osineală și tulburare. Tot ce trece odată cu vremea e puțin lucru și repede piere. Fă ceea ce ai de făcut și lucrează cu o sârghie în via mea. Eu voi fi răsplata ta, facerea 15:1. Scrie,
citește, cântă, suspină, păstrează tăcere, roagă-te, rabdă cu bărbăție împotrivirile, vrednică este viața veșnică de toate aceste lupte, ba încă și de altele mai mari. Va veni pacea într-o zi cunoscută de Domnul și nu va fi zi și noapte ca în veacul acesta, ci o lumină necurmată, o strălucire fără sfârșit, o pace trainică și odihnă netulburată. Atunci nu va mai zice cine mă va scăpa de trupul acestei morți, Roman 7:24. Nici nu vei mai striga, vai de mine, că sunghiul meu s-a îndelungat, Psalmul 119:5, fiindcă moartea se va cufunda în adânc și mântuirea va fi veșnică. Nu va mai fi niciun caz, ci o bucurie fericită, o adunare plăcută și aleasă. O, de-ai fi văzut în cer cununile neveseșite ale sfinților, de-ai vedea de câtă mărire se bucură aceia care odinioară erau neluați în seamă pe această lume și chiar erau socotiți nevrednici să trăiască. De bună seamă că te-ai plecat până la pământ și ai dori mai degrabă să fii supus tuturor decât să fii mai mare decât unul numai. Nici n-ai dori zile fericite în această viață, ci mai degrabă te-ai bucurat să suferi necazuri pentru Dumnezeu și ai socoti ca cel mai mare câștig să fie băgat, să nu fi băgat în seamă de oameni. O, dacă ți-ar plăcea acestea și ți-ar pătrunde adânc în inimă, ai mai îndrăzni oare să te plângi măcar o singură dată? Nu trebuie să răbdăm oare pentru viața veșnică toate osenelile? Nu este puțin lucru să pierzi ori să câștigi împărăția lui Dumnezeu. Ridică așadar fruntea ta spre cer. Iată-mă pe mine și alături de tine sfinții mei care au adus o mare luptă în lumea aceasta. Acum ei se bucură și se mângâie. Acum sunt scutiți de încercări și se odihnesc și vor rămâne în veci cu mine în împărăția Tatălui meu. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.